În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iubiți credincioși, prima pericopă a Evangheliei, care se citește mereu la Sfântul Maslu, pe care ați auzit-o de atâtea ori, să fiți sigur că eu, ca preot, am trăit-o de atâtea ori, am întors-o pe toate părțile și în fața dumneavoastră, dar mai ales în fața propriilor emoții. Este una dintre cele mai tulburătoare Evanghelii, pentru că sunt sigur că nu voi putea scoate niciodată tot din ceea ce această parabolă ne prezintă. V-am vorbit despre categoriile umane, despre relațiile dintre oameni, om împotriva omului, adică tâlharii împotriva celui căzut, om pe lângă om, preotul și levitul care au trecut pe lângă cel prădat, om pentru om, adică omul samarineanul care l-a ajutat. Apoi am vorbit și despre funcționari, cei care de la 8 la 16 vin și încasează diverse comisioane pentru diverse lucrări pe care au de făcut, cei doi bani pe care i-a primit să-l mai țină până la venirea achitării facturii finale. Am vorbit despre multe, însă cred eu că a venit vremea să vorbesc și despre samarinean. Poate că veți considera că am mai vorbit, n-am vorbit niciodată. Am vorbit poate, sau ați citit în altă parte, sau auzit în altă parte, despre fapta lui, dar despre el însuși, nu știu dacă v-a spus cineva. Nici mie. Poate îmi spune acum. Samarinul milostiv, să știți că nu este o categorie aparte sau departe de noi. Nu este o categorie străină. N-a venit un extraterestru care să ne învețe cum să face. Ci este un om care s-a străduit să se șlefuiască pe sine. Un om care a înțeles cum se pune problema. Și anume, diferența majoră între cei care au trecut pe lângă cel căzut în mâinile tâlharilor și samarinean a fost aceea că după ce toți l-au văzut, se spune despre fiecare în parte că l-au văzut, și tâlharii l-au văzut pentru că el se cobora de la Ierusalim la Ierihon și tâlharii l-au văzut că vine de la un loc bogat către casa lui. Acum când vii de la mall, normal că s-ar putea să-ți fi cumpărat acolo măcar un magnet. Adică am ce să te prăduiesc. L-au văzut. Dar cu ce ochi l-au văzut? Cu ochii aceia culpabili de a-i lua ceea ce el se pregătea să aducă acasă? Ceilalți l-au văzut cu ochii așa cum se practică și se poartă în ultima vreme, political correct. Poate că părintele se ducea la vreo slujbă. Poate că levitul avea de ajutat pe vreun episcop să facă vreo sfințire sau să dea la apă vreo corabie. Cum să se oprească el așa lângă un amărât? Nici nu știm, eu vă spun din punctul de vedere ca să știți cum se acoperă situația. Poate că o fi băut și a căzut și și-a spart capul. De ce să mă opresc eu? Eu îmi fac datoria. Political correct este să-l ajut pe episcop să facă sfințirea. Eu mă duc să fac o slujbă. Este corect? Este corect. Și atât cum mai departe. Acestea sunt ochii care au văzut și ei. Dar avem un ochi care, văzând, a și rodit. Chiar spune Sfântul Evanghelist Luca, văzând, i s-a făcut milă de el. Înseamnă că vederea, ca simț al nostru, care ajunge pe scoarța noastră cerebrală, ca mesaj a ceea ce ochiul transmite, a modificat ceva. A modificat o stare de priorități din mintea omului. Poate că samarineanul era mult mai
ocupat să facă niște lucruri mult mai stringente, dar în momentul în care a văzut, tot organismul lui, tot creierul a luat act că prioritățile lui sunt zero. În acel moment n-a mai contat nici unde trebuia să ajungă, nici ce trebuia să facă, nici ce știa el să facă altă dată când trecea pe lângă aceste cazuri, ci pur și simplu și-a modificat neuronal, ca să vă spun așa, nu vreau să iau acum pâinea colegilor, dar și-a modificat inclusiv ADN-ul. Și-a modificat toate pornirile. Și-a modificat toate obișnuințele. Și-a modificat tot ceea ce învățase la școală. Păi știți cum e cu învățatul la școală? Învățatul la școală este următorul. Dacă pleci de aici și vine un străin sau vezi un străin pe marginea drumului, o ții înainte, că tu trebuie să ajungi acasă. Asta deja a ajuns pe lobul și pe scoarța cerebrală, deja la obișnuințe, adică în emisfera stângă. Înseamnă că ceea ce învățăm trebuie să fie totdeauna la dispoziția momentului. Poate că va fi învățat și samarinanul acela, băi, întâi ajungi acasă, ai de dat socoteală soției, copiilor și așa mai departe. Soacra te așteaptă dacă ai adus magnum și cine știe ce ți-a comandat ea să aduci și dacă n-ai adus, ai încurcat, să duci la altă farmacie, nu să-ți dea, să iei tu ce-ți dă farmacista, ce ești tu. Ei, acest lucru însă a fost dat la o parte, de ce? Pentru că organul numit ochi, care a transmis semnalul, nu s-a comportat numai ca un organ pur și simplu al văzului, ci s-a comportat ca un radar care a depistat o problemă. Problema depistată era că un om avea nevoie de ajutor. Acum, poate că vei spune, păi și eu dacă aș fi în situația asta, dar ce să-i fac omului? Nu e nevoie să-i faci ceva anume. Omul acesta, cred că dacă ar fi avut cu el, în afară de unde lemn și vin, cum spune că i-a uns rănile, cred că singura atitudinea cu care a deschis ochii pe el, era suficient să-l ia în brațe și acum, dacă vor fi pe aici medici de la urgență, poate să-mi spună, păi da, dar dacă lua în brațe și făcea o fractură cervicală și așa mai departe. Nu cred în așa ceva. Pentru că orice măsură pe care o ia cineva cu conștiința că trebuie să facă ceva, nu să se uite sau să treacă mai departe, ajută pe celălalt. Atât de mult se poate modifica, atât cel care face fapta, cât și cel care primește, se pot modifica amândoi încât să se întâmple lucruri frumoase, și anume prioritatea care este viața, să înflorească. De ce? Pentru că dragostea cu care samarineanul s-a apropiat de cel căzut în mâinile tâlharilor a început să dea roade și a avut la dispoziție un de lemn și vin. Asta a avut la dispoziție, asta a făcut. Cred că dacă avea apă, punea apă, dacă n-avea apă, punea pământ după jos și dacă n-avea nimic, cu siguranță că două lacrimi ar fi plâns de mila celui pe care l-a găsit. Și numai obloșindu-l cu două lacrimi și cu o mânecă de haină, cu siguranță că l-ar fi ajutat. Dar să vedem acum cum a ajuns acest samarinean în Evanghelia de astăzi. Și anume, fapta lui ne interesează, dar de fapt ne interesează să ne regăsim noi în el. Putem să fim și noi samarineni milostivi? Hai să zicem că poate e greu, dar știu sigur că ne putem imagina mai ușor locul celuilalt căzut între tâlhari. E simplu, pentru că ni se poate întâmpla oricând. Lăsăm puțin pe samarinean și suntem noi cei care dăm o raită prin bol
Și în parcare, doi băieți isteți au dat imediat zvon că am cumpărat de la nu știu ce magazin, ne așteaptă și ne-au dat în cap. Asta putem să ne imaginăm cu siguranță. Dacă ne imaginăm așa, nu putem să ne imaginăm și în partea cealaltă că avem nevoie de ajutor? Cu siguranță că avem nevoie de ajutor. Și atunci nu ne putem imagina că dacă nu avem ajutor, suntem exact ca paraliticul de la scăldătoarea viteză, la care s-a plâns Mântuitorului: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare, și altul, până să intru eu, se aruncă și se vindecă. Doamne, nu am om? Dacă nu am, atunci să fiu. Pentru că așa am învățat de multă vreme cum se înlocuiesc verbele auxiliare a avea cu a fi. N-am avut un profesor bun, să fim un profesor bun. Ne văietăm de educația pe care am primit-o, să fim educatori către ceilalți. Nu am avut pe cineva care să ne oblojească rănile, să fim noi oblojitori de răni pentru ceilalți. Nu am avut un model, atunci să ne străduim să fim model. De ce? Pentru că acum ne întoarcem la samarinar pe care l-am lăsat puțin în lungul drumului, să ne rezolvăm noi problemele de imaginație. Așadar, ne-am imaginat că deja suntem între tâlhari, nu ne ajută nimeni. Și cum ne putem ajuta noi? Ajutând pe altul. Aici apare samarineanul. Nu numai în Evanghelia după Luca, ci în viața noastră. Și nu numai în istoria vieții noastre, ci în genele noastre. Preocuparea lui trebuie să devină preocuparea noastră. Și atunci să învățăm de la el. La început, despre simțul de care am mai vorbit, despre văz. Atunci deja să fim foarte atenți ce vedem și cu ce ochi vedem. Și după ce vedem, ce rodește în noi vederea. Ați văzut vreodată un om pe care l-ați judecat? Rău ați făcut. Pentru că poate ochiul dumneavoastră, obișnuit cu eleganța, l-ați judecat că are papion în timpul zilei și nu s-a făcut ora 9 și ce, ca să poți să porți papion. L-ați judecat că nu are gleznuța la vedere cum să poartă acum și a zis că nu este în tendințe, în trend. L-ați judecat că are pantalonii pană și ăștia nu se mai poartă numai dacă sunt foarte scurți și trebuie să se vadă și jumătate de gambă. L-ați judecat. Da. Pentru că vorbesc despre mine și eu îi judec așa. Câteodată judec și mă opresc. Zic, Doamne, dacă ochii mei ăștia păcătoși ar fi fost în samarinean, să legea praful, să ducea pe lângă nenea ăla căzut în tâlhari fără nicio problemă. Și atunci mă trezesc eu. Opa, stai așa puțin. N-am ajuns încă să cred că un tânăr n-a avut bani să mai prelungească pantalonii ca să-i acopere până la limba pantofului. Dar mă gândesc așa, mă, poate că așa se poate purta acum. Poate că și pe mine m-au judecat alții la vremea mea sau acum când se uită cineva la fotografii, chiar mă întrebau fetele mele, ce, tati, dar ce era cravata aia așa de subțire, de două degete? Păi asta se purta pe vremea aia, eu eram foarte mândru cu ea. Era croșetată, nu se mai poartă așa. Păi da, dar pe mine m-a reprezentat lucrul acesta. Vedeți ce înseamnă să nu fim în stare să vedem ceea ce trebuie și mergem mai departe? Ce auzim? Auzim probabil un zgomot într-un tufiș, sau să zicem că suntem în locul samarineanului, care atunci când a văzut și s-a făcut milă și a pregătit deja un delemn și vinul și a pregătit tot și bandaje, când să se apuce de treabă, aude un zgomot într-un tufiș. Au venit șacalii. Hai pe cal, am fugit că și viața mea e de preț. Dar dacă auzi așa și zici, Doamne, îți mulțumesc, parcă e o șoaptă să merg mai departe. Și nu bag în seamă. Poate că chiar este un șacal. Cu siguranță că acel șacal aude și el și știe de frica lui Dumnezeu și pleacă mai departe. Dar noi ne putem înfricoșa
auzind ceva, ceea ce avem noi părere că auzim, că nu putem să știm în spatele tufișului ce se întâmplă. Poate nu vom ști niciodată. Și mai departe, să ajungem la pipăit, la simțul acesta pe care ne-a dat Dumnezeu, ca să știm cât să strângem mâna cuiva sau cât să strângem de o cheie care strânge la rândul ei un șurub. Odată era cineva care nu știa cât să strângă șuruburi, încât strângea până le rupea. Și am spus, nene, m-a dat de cheie dinamometrică, ai auzit? Cum adică cheie dinamometrică? Ce ai făcut, m-a dat mecanică? Zic, dar am făcut teologie și mai știm și de-astea. Aolea! Zic, uite, e o cheie care îți indică cât trebuie să tragi de ea. Că rămâne așa o limbă și îți arată că tragi mai mult decât trebuie. Și omul mi-a mulțumit peste câțiva ani că a început și el să nu mai rupă șuruburi. Simțul acesta, tactil, este de o sublimitate fantastică. Luați pe cineva de mână și o să simțiți un transfer care se întâmplă prin acest mare dar. Îmbrățișați pe cineva și îl veți simți cum primește energie și cum vă dă energie. Va să zic că când l-a luat în brațe pe omul mai mult mort decât viu, pentru că Sfântul Evanghelist Luca ne spune, lăsându-l abia viu. Ce expresie fantastică! Ce necaz putea să aibă omul acela! Abia viu! N-a zis aproape mort, pentru că a spune aproape mort, deja îl așezi în ceata dreptilor și nu era corect. Abia viu înseamnă că poți să vezi în el mai mult viață decât moarte. Abia viu înseamnă că pot să-i fac ceva. De aceea, samarineanul s-a oprit la el. Pentru că a văzut din această expresie abia viu partea pe care ceilalți n-au văzut-o. Ochii lui erau deja antrenați să vadă ceea ce trebuie. Și să mergem mai departe. Poate că mirosul este cel care ne depărtează de anumite odoruri. Ne depărtează de anumiți oameni. Ne depărtează judecând înainte de a ne apropia de ceva anume. Dacă vă duceți, de exemplu, pe la mall, puteți să știți exact la ce etaj se află Sephora. Pentru că vine așa o boare, care este aceea și la Paris, și la Dubai, și peste tot. Tot Sephora este. De ce? Ca să se întâlnească acolo, în creierul nostru, o amintire care este așezată acolo. Dar mirosul însă ne poate duce în eroare. Înainte de a ajunge în raza de a putea mirosi pe cineva, îl judecăm după haine sau dacă îl vedem că a scormânit puțin prin gunoaie, deja creierul nostru a și primit un miros, dar s-ar putea să nu fie acela. Pentru că mintea noastră a înlocuit nasul cu ochii. Și ni se pare nouă că dacă l-am văzut că a trecut pe lângă o pubelă, trebuie să miroasă într-un fel. Ei, nu v-am zis degeaba lucrul acesta. Pentru că pericolele care ne pasc de a deveni political correct în tot ceea ce înseamnă relația cu ceilalți, trece prin toate simțurile. Așadar, să ne întoarcem la samarineanul nostru. Cred că trebuie să ne gândim mai mult la el, în sensul că el este în noi. Dar noi l-am oblojit, noi l-am acoperit, i-am acoperit urechile, nu cumva să audă ceea ce nu trebuie să audă, i-am acoperit nasul, nu cumva să miroasă ce nu trebuie, i-am acoperit ochii și i-am așezat niște ochelari de cal care să vadă numai înainte, adică political correct, direcția pentru care te-ai pregătit, și este scrisă în fișa postului și tu numai aia trebuie să o faci? Am acoperit totul, de ce? Tocmai ca să nu vedem, să fim aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor. Biscă dincioși, nu credeți că, de fapt, este povestea vieții noastre. Nu v-ați recunoscut în acest personaj care ne poate salva? Pentru că sufletul nostru așteaptă să-și dea măsura posibilităților cu care a fost creat. Din păcate însă noi, tocmai cu simțurile pe care ne-a dat Dumnezeu, putem să ratăm această țintă. Și dacă am ratat-o,
ajungem acasă, culmea, mai mulțumiți decât a ajuns fariseu, decât a ajuns samarineanul. De ce? Pentru că noi ne-am făcut datoria. Noi nu ne-am oprit atunci când am văzut altceva decât ne-am pregătit la școală. Am pregătit să fac o slujbă, păi mă duc la slujba aia. A văzut preotul și a trecut pe alături. Mi-aduc aminte din copilăria diaconiei mele, când auzeam predică la duminica 25-a a Samarinului Milostiv, întotdeauna orice preot pe care l-am auzit dedica cel puțin jumătate din cuvânt lămuririi asupra faptului că acela era un preot din Vechiul Testament. Ei, nu se poate. Adică, domne, a murit preotul ăla, categoria aia de preot care trece mai departe, a murit. Nu e adevărat. Și de câte ori auzeam așa ceva, de atâtea ori ziceam, ba da, despre noi nemernici e vorba. Că noi poate nu-l vedem pe cel care vine către noi. Noi îl obstrucționăm și nu ne apropiem de el. De aceea mi-am propus ca în fața dumneavoastră întotdeauna să mă spovedesc și prin mine să spovedesc și pe ceilalți neputincioși ca mine, dintre care cel din tâi sunt eu, că într-adevăr despre categoria noastră este vorba. Dar mai departe este vorba și de categoria umană din care iar facem parte. Și v-am spus că acasă ajung mai fericiți și apropo chiar dorm mai fericiți cei care au deja mintea setată pe fișa postului. Păi am făcut-o șlafan. Păi la alta am făcut-o, dorm tată, liniștit, că totul este în regulă. N-am deranjat pe nimeni, mă, ai făcut ceva anume? Nu, dar nici nu trebuia să fac. Eu trebuia să mișc documentul de aici până aici. Dom'le, dar ai văzut unde a ajuns documentul matale? A mers mai departe? Nu mă mai interesează, că eu trebuie să duc documentele din birou ăsta în biroul celălalt. De acolo se ocupă altcineva, care o să doarmă și el liniștit, că și el le-a mișcat de aici și le-a pus într-un sertar. La fel de liniștită doarme și femeia de serviciu care găsește hârtii pe jos și le pune în coșul de gunoi și celălalt care așteaptă să se rezolve o problemă, degeaba are insomnii. Cazul este clasat. E, viața e plină de dorei. Noi însă trebuie să ne uităm la noi, să ne uităm în oglindă, și să ne dăm seama că oricând putem să fim beneficiarul, între ghilimele, a ceea ce vedem că se poate. Dar putem să fim, în primul rând, cel care facem ceva, nu cel care așteptăm să ni se facă ceva. Dacă nu avem om să ne arunce în scăldătoare, să fim noi om pentru celălalt și să-l aruncăm în scăldătoare. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.